Deci omul ăsta, la mașina aceasta, își iubește mașina, își face lanțul de distribuție, schimbă uleiul în cutie, în motor, în diferențial, față-spate, deci o lucrare premium. Deci face asta mașina, s-a desfăcut cutia, filtrul de particule, acum se desface și turbo. După care se va trece la lanț. Deci acum se dă turbo jos, uitați-vă aici. Asta nu-i turbo. Catalizatorul. Nu-i catalizator. Deci ceea ce vreau să mai menționez e că la acest model de mașină nu se dă motorul jos. Se lucrează cu motorul pe mașină. Deci se dă capacele de culbutor jos. Puteți vedea lanțul. Deci puteți observa aici lanțul vechi. Din păcate nu am loc să filmez, de aia o să las pe domnul mecanic să schimbe lanțul, după care voi filma când va fi lanțul schimbat. Rezultatul final. Deci, lanțul a fost demontat. Deja totul e curățat aici. Și se va monta lanțul nou. Aici este lanțul vechi. One day later. Acum s-a montat și lanțul nou. Deci acum dăm uleiul din cutie. Cipri, come on. Hours later. Suntem pe roșu, mingenaș. Cu motorina? Da. Nasol. Deci, suntem cu Q5-le. Facem prima probă de drum. Q5. No, bine. Mai zi o dată. Suntem cu Q5 în probă. Facem primele verificări. Prima probă de drum după schimbarea lanțului de distribuție. Cum merge mașina, domnul Titus? Foarte bine. Se comportă foarte bine. Cam asta e. Mai facem încă vreo 10 verificări. Probe de drumuri. Numai că păcat că e la roșu mintenaș. Motorina. Îi merem să ajutăm, Titus? Ne împingem de la spate. Gen, recomandați să schimbați, să schimbăm și tacheței după gen când se face și distribuția? Nu, nu e necesar. Deci tacheții nu e necesar. Tacheții se schimbă, se înlocuiește la nevoie. Dacă, de exemplu, bache are țăcăniți sau are pierdere de presiune de ulei, atunci se schimbă tachetele. Am înțeles. De exemplu, la mașina asta unde suntem noi aici, ce recomand eu așa, pe lângă ce nu se mai știe, șaibele de fug la injectoare. Da? Normal, de exemplu, uite cum e și la mașina asta. S-au făcut și șaibele de foc la injectoare când s-a făcut distribuția. Adică, s-a făcut e slab, are șuruburile alea.
Deci șaibele de fug de injectoare și șuruburile care țin injectoare sunt făcute foarte slabe. Șurub de 6 țin în injector. Adică 6 mm slab. No. Se prinde în aluminiu, bla bla, tra-la-la. Chestii de gen. Da. Însă am cum îs mașinile astea după 2012 în sus. Obligatoriu să pui mâna. Da bine, odată la 200.000 dacă îi faci cum i-am făcut la ăsta, tot. E perfect. Ai treabă, mă, nu rămâi cu ele într-o. Da, da. Dar dacă nu faci, rămâi. A doua întrebare. La efectuarea lanțului de distribuție nu schimbăm și pinioanele. Ok. La, de exemplu, la mașina asta în care suntem noi, la Q5 ăsta. Deci nu se schimbă, fratele meu, niciodată pinioanele. Deci sunt un material exemplar. Deci imaginează-ți că la mașina asta noi chiar schimbăm lanțul, frate, deci la greu. La tipul ăsta de 3.0 TDI la Volkswagen n-a prea am văzut uzuri. Unde vedem uzuri, da, acolo schimbăm. Dar la astea nu au uzuri pinionile. Chiar nu au. Ei, în schimb la BMW. Da, am vrut să zic la BMW. Mamă, la BMW. Deci obligatoriu. Deci obligatoriu pinion ax came. Pinion pompă în altă presiune și obligatoriu pe original. Deci dacă să pune altceva pinion decât original, să mănâncă dinții la el. E materialul ăla slăbuț. Te uiți la el și deja se duce cementarea după el. Serios. Da, da, de acord, am văzut și eu. Dar la Audi nu prea. O să dăm aici și cadre. Da, la Audi nu. La Audi nu prea. Nu, nu prea. Iar, cum să spun, cârcotașii care de multe ori, bun, acum a fost o întrebare serioasă, dar de multe ori am avut comentarii de-astea aiurea la oameni care pur și simplu spun sincer, poate a făcut și el vreodată o distribuție în viața lui de Audi. Deci n-ai tu, fratele meu, cum să te compari. De exemplu, noi facem Audi de când ne știm noi, da? Deci suntem Audiși de copilaj mici. N-ai cum, experiența noastră în domeniul Audi îi de când ne știm. Ca... Deci eu de copilaj mic. Tata nostru. Păi da, mă. Păi, și nici așa nu pot să mă laud și să mă bat cu pumnul în piept că suntem cei mai buni. Nici gând. Tot timpul, oricine. Și eu am de învățat. Sigur. Iar cu faza asta, cu pinionile, fratele meu, la Audi, nu, n-ai. Are rost să le schimbi. Că n-au uzuri. Iar unde, Doamne fer, să vei uzuri, da, schimbă. Nu e nicio problemă, că doar orice se poate uza. Dar vreau eu să-l întreb pe ăla care, pe mecanicul ăla care a pus întrebarea asta. Că dacă tot îi să schimb pinioanele, acolo, da, pinionul ăla care vine turnat în vibrochen, da? Da. Cum îl schimb? Cu tot cu vibrochenul? Ia să-l văd eu pe ăsta. Cum răspunde la întrebarea asta? Oamenii care știu despre ce vorbesc eu, nu dau dreptate. Deci acolo pe unul dintre pinioanele, da? De la lanțuri, îi turnat în vibrochen. Da. No, pe ăla cum îl schimb? O să răspund eu la întrebarea asta. Nu, nu o să răspund, spun eu. Pe ăla schimb cu vibrochen. Înțelegi? Dar mie nu trebuie să zici răspunsul. Și, no, deci... Da, bine, n-are rost acum, nu. Deci, până la schimb, trebuie să și lămurim oamenii că unii știe, unii nu știe. Corect. Și atunci noi trebuie să și lămurim lucrurile. Da, sigur. Cum? Bun, aici suntem cu Audi-le ce-a făcut Titus lanțul de distribuție. Dar bine, ultima probă de drum, deci... Da, ultima probă de drum. N-are acum, mai are ce. Deja atât e testată și... A câte probă s-a făcut cu ea? A șasea, cred. A șasea, nu, vezi. Da. Deci dacă ar fi fost ceva, da bine.
Bine, că, deci imaginează, trebuie să vă și știți chestia asta, că, de exemplu, noi ieșim cu ele în probă, da, poate ieșim când filmăm la ultima probă, dar până la ultima probă mai trebuie strâns, mai trebuie aerisit, mai trebuie completat, mai trebuie verificat. După aia, fazele astea, de exemplu, amorsările la pompa de înaltă presiune, toate chestiile astea nu le-ai filmat tot timpul, nu le-ai filmat. Timpul. Nu le-a filmat de acolo. Ar trebui să vadă oamenii cum amorsăm sistemul, cum punem pompele din rezervor. Data viitoare, Steven, să fii mai atent acolo cu colegii. No, cam atât. Ce să zic? Până la următorul vlog, ne auzim. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube și... Pentru orice eventualitate, da. Sunați-ne, contactați-ne. Contactați-ne și puneți-ne întrebări dacă aveți nelămuriri. Întrebări frumoase, adică întrebări cu bun simț, nu da. Întrebări din astea de cârcotași și de oameni care pur și simplu... deci nu știu, unele comentarii mi se pare atât de absurde, eu tot stau și mă gândesc... Să răspunzi la ei. Nu folosesc cuvântul ăsta, dar stau și mă gândesc așa. Oamenii care, de exemplu, comentează așa fără ei, pe orice site, da? Și pe site-urile noastre și așa mai departe. Am o întrebare. Oare ei pe ei se suportă? Ei pe ei se suportă? Nu știu. Tot stau și mă gândesc. Că ei, nu știu, nu le convine nimica. Dacă faci aia, de ce nu faci aia și invers, și invers, și invers, și invers. Nu știu, dar eu am o întrebare așa pentru ei, pentru oamenii ăștia care comentează nu tot timpul non-stop. Oare ei pe ei se suportă? Sunt frustrați. Nu, doar atât. Da. Asta e întrebarea mea, nu știu. Da. Nimic mai mult. Da, nimic mai mult. Ne auzim cu bine. Pe data viitoare. Pa, pa!